Angajați, colaboratori care se ocupă de transport sau clienți ai fabricii de ciment Holcim au avut astăzi posibilitatea să învețe de la profesioniști ceea ce nu se predă la cursurile pentru obținerea permisului de conducere. Prin intermediul exemplelor date de piloți renumiți, a prezentării unor teorii ale fizicii care ne fac să înțelegem mai bine cum poate fi stăpânit un autoturism, prin dialog între participanți la cursuri și lectori, au putut fi aprofundate multe informații cu aplicabilitate în fiecare zi, fie că ești conducător auto sau pasager. Termenii des întâlniți ca riscurile la care suntem supuși zi de zi ca participanți la traficul rutier, poziția corectă la volan, rolul centurii de siguranță au fost detaliate, astfel încât să poată fi înțeles rolul real al acestora. Avem un val de apă în față, în primă fază. Rulând, mărind viteza, fără să ne dăm seama, și stratul de apă se îngroașă, vedem că apare strat de apă în față, strat de apă în spate. În momentul când viteza crește și nivelul apei, la fel, se îngroașă, practic, roata nu mai este în contact cu drumul. Suntem pe apă. Motiv pentru care pe autostrăzi avem limite de viteză 130 de km pe oră când este soare uscat frumos afară și 80 de km pe oră când plouă. Pentru că pe autostradă de la 80 de km pe oră apare acoplanare. Pe celelalte categorii de drumuri poate apărea și de la 70 sau 60. De ce? Pentru că drumurile au fost făcute să aibă o înclinație pentru a se scurge apa, doar că acum sunt drepte. Au rămas șleau. Acolo stă apa pentru ceva timp, eu vin cu 60, cu 70, că îmi permite categoria de drum și limita de viteză. Doar că în momentul acela când intru tare în apă, o parte sunt în apa plană. Problema este că știu când intru, dar nu știu unde ies. Întâlnirea angajaților de la Holcim Câmpul Lung și a colaboratorilor cu specialiștii Academiei Titi Aur a avut două componente, una teoretică și una practică. În prima parte, lectorii au reușit să prezinte pe înțelesul tuturor ce trebuie știut cu privire la vehiculele cu care circulăm zi de zi, de la date și informații despre sistemele de frânare și utilizarea corectă a anvelopelor, la factorii principali ce duc la petrecerea accidentelor pe șoselele din România. Dar cea mai așteptată a fost partea practică, pentru că în curtea Holcim au fost instalate vestitele simulatoare ale Academiei Titi Aur, așa că participanții au putut înțelege exact ce simți atunci când te accidentezi. Primul test prin care au trecut cursanții a fost simulatorul de răsturnare 90 de grade, care, dincolo de senzația specială dată de rotire, ajută la învățarea pașilor ce trebuie făcuți pentru a ieși dintr-o mașină după producerea unui accident. Ok. Lăsăm centura, mâna pe volan, mâna pe, nu, pe tetieră, cealaltă pe volan, cobor și celălalt picior și suntem în siguranță pe ușă. De reținut că prin geamul de jos nu se poate ieși, n-avem cum, chiar dacă s-a spart, doar dacă este șanță, o gaură mai mare, da, pot ieși, altfel n-am. Prin parbriz nu se poate ieși, trebuie să deschidem ușa dacă geamul nu s-a spart. Al doilea simulator, cel de impact cu obstacol fix la viteza de 15 km pe oră, are rolul de a conștientiza importanța purtării centurii de siguranță. Caravana siguranței rutiere a ajuns și la Câmpul Lung astăzi. Este cea de-a treia oprire pe care o are din cele patru planificate. Am învățat și eu alături de ceilalți șoferi ce înseamnă conducerea defensivă atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere practic. Cu colegii noștri cu colaboratorii noștri de la Titi Aur. Anul trecut, camioanele care transportă produsele Holcim au parcurs 26 de milioane de kilometri, adică jumătatea distanței de la Pământ la Marte, fără accidente și fără incidente critice. Este o performanță excelentă, dar pe care vrem să o îmbunătățim, nu numai să o menținem. De aceea am organizat această caravană pentru siguranță rutieră. Dacă în calitate de cursanți, reprezentanții Holcim au fost mai mult decât încântați de noile informații și provocări, reprezentanții Academiei Titi Aur sunt mulțumiți că munca lor de a forma generații noi de conducători auto pe șoselele României, informați, siguri pe volan și mai ales atenți, a ajuns și la Câmpul Lung. Bine ați venit la atelierul mobil al Academiei Titi Aur. Ceea ce astăzi desfășurăm aici, în colaborare cu cei de la Holcim, zilele siguranței în muncă. E bine, noi am venit cu simulatoarele noastre, simulatoare de conștientizare, unde ne dorim ca cei prezenți astăzi, invitații, prin trecerea prin aceste simulatoare să conștientizeze importanța centurii de siguranță. Atât în cazul în care are un impact frontal cu un obstacol fix, un accident, cu un punct fix,
și în caz de răsturnare. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care mașina rămâne răsturnată la 90 de grade sau 180 de grade și să conștientizeze că atunci când ne deplasăm cu mașina este foarte important ca toți ocupanții locurilor din mașină să poarte centura de siguranță pentru siguranța noastră și a celor pe care îi avem în mașină.